aveau un serviciu comun împreună cu frații și surorile din biserica pentecostală din Huntersville, Biserica Betania. Haideți acum să medităm la cuvânt și vă invit să deschideți la Evrei, capitolul 1. Am intrat deja în perioada premergătoare sărbătorii nașterii Domnului și Evrei, capitolul 1, este o introducere potrivită pentru o prezentare a Domnului Iisus. Și haideți să ne ridicăm, să dăm ascultare cuvântului din Evrei, capitolul 1, de la versetul 1 la versetul 4. Evrei, capitolul 1, de la versetul 1 la versetul 4. Așa vorbește cuvântul. După ce a vorbit părinților noștri în vechime prin proroci în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. El care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte, ajungând cu atât mai pe sus de îngeri, cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Amin. Amin. Vă rog să ocupați loc. Și vreau să ne uităm în seara aceasta la profeți și la Domnul Iisus Hristos. La o analogie, la o asemănare care o putem face între profeți și Domnul Iisus și în același timp să vedem de ce spune aici Apostolul omului Dumnezeu că Domnul Iisus a primit un nume care este mai presus nu numai decât numele profeților, ci chiar decât numele îngerilor. Pentru că El este Fiul și nu doar un profet oarecare. Este interesant că în lumea noastră există presiunea aceasta de a omogeniza religiile. Probabil că ați văzut săptămâna trecută. Papa Francisc s-a întâlnit cu Bartolomeu, patriarhul Constantinopolului. Și vorbeau despre o apropiere între Biserica Catolică și Biserica Ortodoxă. Este acolo o schismă care datează de 1000 de ani, dar ei vor acum apropiere. Vaticanul a organizat de asemenea o conferință la care au invitat diferiți lideri evanghelici. Și printre alții, Rick Warren a trimis un mesaj și spunea el, ar fi bine. Sunt mai multe lucruri care le avem în comun cu catolicii decât lucrurile care ne deosebesc, așa că e bine să trecem peste diferențele care sunt și să venim toți la oaltă. Nu numai în lumea creștină, ci presiunile sunt și din afara lumii creștine. Și dacă vă uitați, ori de câte ori se vorbește despre anumite orașe musulmane importante, se vorbește despre orașul sfânt Mecca, orașul sfânt Hom. Dar nu se vorbește despre Ierusalim ca și oraș sfânt. Nu se vorbește de București ca oraș sfânt sau de Charlotte. Numai Mecca și numai locurile musulmane sunt locuri sfinte, celelalte nu-s. Mai mult, este presiunea de a îi pune pe toți prorocii la același nivel. Și zic ei, săptămâna trecută era un articol care spunea, Moise, Ilie, Iisus, Mahomed, toți sunt proroci. Nu mai faceți atâta tărăboi și nu mai vorbiți atâta de Iisus că ar fi altfel decât ceilalți. Este Domnul Iisus altfel decât prorocii? Sunt toți prorocii la fel? Nu sunt toți prorocii la fel. Noi suntem fascinați de viitor și când ne gândim la proroci, de obicei ne gândim la oameni care prevestesc viitorul. Dar noi suntem fascinați de viitor. Ați vrea să știți dacă bursa de acțiuni de la New York mâine urcă sau coboară? Ați vrea să știți, nu aveți investiții acolo. Poate nu aveți dumneavoastră, dar planurile de pensie pe care le aveți sau le are compania, investesc acolo. Mie mi-ar place să știu măcar două, trei acțiuni, cum ar merge. Dar oamenii încearcă, suntem fascinați de viitor.
A fost la televizor un show, nu știu dacă mai este încă, că nu mai am prea mult timp de așa ceva, dar era un om care primea ziarul de mâine. Primea ziarul de mâine astăzi și încerca să rezolve problemele și să oprească un incendiu sau să oprească o crimă sau ceva. Pentru că este fascinația și am vrea să cunoaștem viitorul. Prorocii sunt oameni care au cunoscut viitorul și nu doar viitorul de peste o zi, ci viitorul de peste ani, sute de ani sau chiar peste mii de ani. Există o așa numită știință a viitorului, viitorologia. Profesor universitar și specialiști din diferite domenii care încearcă să prezică în baza cunoștințelor noastre cum va fi viitorul și ce se va întâmpla în viitor. În anul 1900, șeful biroului de patente și invenții al Statelor Unite, deci toate invențiile care se fac sunt trimise la un birou central și ei trebuie să verifice, să spună asta e noutate, asta nu-i, asta e invenție, asta nu-i invenție. În 1900, șeful biroului american de patente și invenții a spus tot ce se poate inventa a fost deja inventat. Dacă i-am arăta astăzi toate minunile astea care le avem, telefoane celulare și credit carduri și mașini și avioane supersonice, oare ce-ar zice? Dar el a zis, tot ce se poate inventa a fost inventat. Cam asta este capacitatea omului de a descrie și de a înțelege viitorul. În 1904, un mareșal francez spunea, folosirea avioanelor pe câmpul de luptă este o ciudățenie și nu are niciun viitor. Folosirea avioanelor pe câmpul de luptă nu are niciun viitor. S-au schimbat un pic lucrurile în 100 de ani. Așa-i? În 1946, președintele companiei IBM, ați auzit de IBM, așa-i? Ce fac IBM? Computere. Așa. În 1946, președintele companiei IBM spunea, în lume nu este nevoie de mai mult de 5 computere. Așa? Noi avem aici în sală cel puțin 3 acum. Deci alealte 2 nu știu unde sunt din lume. Da? Dacă numai de 5 este nevoie. Oamenii încearcă să prezică viitorul și, precum vedeți, n-au tare mare succes. Alții încearcă să prezică viitorul nu ca oameni de știință, ci ca și ghicitori. Am mers odată cu trenul, mergeam în misiune și a venit o ghicitoare din asta la mine. Zice, domnul, nu vrei să-ți ghicezi viitorul? Și am zis, nu. Eu știu cine îl cunosc pe Dumnezeu și el are viitorul meu și n-am nevoie să-mi spui dumneata cum este viitorul și ce aduce viitorul. Dar sunt destui care să-ți ghicească în palmă, în cafea, în ceară sau în tot felul de alte năzbâtii în care se gândesc să ghicească. Sau alții nu pierd nicio zi să nu citească horoscopul. Mi-a povestit Puiu când lucra la radio la Deva. În fiecare, nu era pocăit pe vremea aia, și în fiecare zi, printre altele, trebuia să citească horoscopul. Și câteodată n-avea ultimul ziar, ziarul proaspăt, și citea horoscopul pe care îl găsea acolo, de ziarul de ieri, de alaltă, care îi cădea la mână. Și citea horoscopul și după aia primea telefoane de la oameni nervoși. Și zice, vă bateți joc de noi? Ăsta nu e horoscopul de astăzi, ăsta e de alaltă ieri. Pentru că oamenii sunt dispuși să creadă în stele, să creadă în constelații, că mișcarea stelelor le ghidează viitorul și caută mai degrabă călăuzire în horoscoape și în alte lucruri. Se apropie sfârșitul de an și începutul de an. La fiecare început de an, veți vedea în toate revistele astea, National Enquirer, Star și altele reviste de asemenea calibru, preziceri pentru anul viitor. Și vă spune cine se divorțează, cine se căsătorește, ce se mai întâmplă în lume anul viitor. 60% dintre prezicerile făcute sunt 100% greșite. Parcă să vrei, n-ai putea să greșești așa. 60% din prezicere sunt 100% greșite. Alții mai nimeresc. Dar
Oamenii încearcă și sunt fascinați de viitor și vor să cunoască viitorul. Alții vor să cunoască viitorul făcând apel la magie, la magie neagră, la vorbire cu morții. Vă aduceți aminte chiar în paginile Scripturii. Este menționat că împăratul Saul, când Dumnezeu nu i-a mai vorbit, s-a dus ca să afle viitorul de la o vrăjitoare, o femeie care vorbea cu morții. Și Domnul spune, viitorul nu acolo trebuie să-l căutați. Nu în horoscoape, nu în ghicire, nu în vrăjitorie. Viitorul este în mâna lui Dumnezeu. Și dacă vreți să știți viitorul, mergeți la Dumnezeu. În opoziție clară cu toate metodele astea omenești este profeția biblică. Profeția biblică dă afirmații despre viitor care s-au împlinit și care urmează să se împlinească și urmează să se împlinească cu certitudine. Sora Geta a recitat o poezie despre venirea Domnului. Sigur va veni. Și toate lucrurile care se întâmplă acum vorbesc că este aproape ziua aceea, chiar dacă nu știm încă ceasul exact. Dar profeții adevărați sunt oameni sfinți ai lui Dumnezeu care aduc un mesaj sub călăuzirea Duhului lui Dumnezeu. În Vechiul Testament, cuvântul care îi descrie pe profeți, cuvântul ebraic este Nabi. Nabi înseamnă a clocoti sau a se revărsa. Profetul era un om care vorbește mânat de Duhul lui Dumnezeu, care îl mână, care îl determină să vorbească cu asemenea intensitate încât este ca și o apă care clocotește. Nu poți opri. Ieremia a prorocit și a zis, vin babilonienii. Și l-au pus la închisoare. Și Ieremia zice, nu vreau să mai prorocesc. Doamne, de câte ori îmi deschid gura și prorocesc, numai dușmani îmi fac. Nu mai vreau să prorocesc. Dar zice el, nu pot să tac. Când Domnul îmi spune să vorbesc, nu pot să mă opresc. Pentru că este ca și un clocot, ca și ceva care răbufnește. Nabi înseamnă și a chema, a vesti sau a anunța. Și prorocul are rolul acesta de a anunța ceva ce este de domeniul viitorului. Cuvântul grecesc în Noul Testament este profetes. Profetes este cel care vorbește pentru cineva. Cel care este, într-un fel, purtătorul de cuvânt al cuiva. Și, în special, vorbim despre un om care vorbește în numele lui Dumnezeu, care vorbește cuvintele lui Dumnezeu. Profeții biblici, spre deosebire de profeții ăștia moderni, sunt oameni care vorbesc împinși de Duhul Sfânt și sunt împinși cu asemenea tărie încât ei nu se pot opune călăuzirii Duhului. Sunt oameni care vestesc cuvintele lui Dumnezeu și vorbesc în numele lui Dumnezeu. Dacă vă uitați aici, spune Dumnezeu a vorbit părinților noștri în vechime, în multe rânduri și în multe chipuri, prin proroci. Dumnezeu este acela care a vorbit în vechime prin proroci. Și prorocii în vechiul așezământ și noul așezământ au în primul rând rolul acesta de a vesti cuvântul lui Dumnezeu, un mesaj de la Dumnezeu, un rol de predicare. Nu întotdeauna au vestit ceva pentru viitor, dar întotdeauna au vestit un cuvânt de la Dumnezeu pentru lumea și pentru ascultătorii de acolo. Ioan Botezătorul, lumea îl numea proroc. Domnul Iisus îi pune odată pe farisei și saduchei într-o încurcătură. Pentru că ei vin și îi spun, auzi, cu ce autoritate faci tu lucrurile astea? Să scoți afară din templu vânzătorii și cine ți-a dat ție autoritatea asta? Și Domnul Iisus le răspunde cu o întrebare și spune, Ioan, de unde era? De la oameni sau de la Dumnezeu? Și dacă ziceau de la Dumnezeu, i-ar fi spus, dar de ce nu l-ați ascultat? Dacă ziceau de la oameni,
Spune, se temeau pentru că norodul socotea că e proroc, că vorbea de la Dumnezeu. Ioan Botezătorul, care a fost mesajul lui principal pe care l-a adus? Pocăiți-vă! Pocăiți-vă căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. N-a spus exact când vine, dar a spus împărăția este aproape, pocăiți-vă. Mesajul lui a fost un mesaj de chemare la pocăință. Natan prorocul, când se duce și îl mustră pe David pentru păcatul pe care l-a făcut, are un cuvânt de la Domnul și îi spune lui David cuvântul acela. Nu era, adică a fost și o parte, pentru că îi spune copilul care se va naște, copilul va muri. Dar este un cuvânt care în principal se referă la ceva ce s-a întâmplat deja, e un cuvânt de chemare la pocăință. Deci o funcție și un rol al profetului era acela de predicator sau de purtător de cuvânt al lui Dumnezeu. În al doilea rând, este rolul acesta de a prevesti viitorul. Uitați-vă la cărțile profeților și mari și mici și vedeți că este un echilibru. Sunt lucruri pe care le spun cu privire la situația de acum și este o judecată pe care o rostesc asupra poporului pentru că s-a îndepărtat de Dumnezeu, pentru că a făcut tot felul de lucruri. Și sunt apoi și lucruri care se referă la viitor. Dar cele două sunt în echilibru. Profetul vorbește despre lucrurile de acum în lumina cuvântului Dumnezeu și în lumina viitorului și vorbește și despre viitor. Isaia are multe profeții și profeții mesianice uluitoare. Citești Isaia capitolul 53 și zici, parcă a fost cineva la cruce să vadă ce se întâmplă. Sau vă gândiți la Isaia în capitolul 7, unde spune, iată, fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu. De unde a știut Isaia lucrurile astea? N-a făcut studii de viitorologie, ci Dumnezeu i-a vorbit și el rostește cuvântul pe care Dumnezeu i l-a dat. Prorocii au fost numiți și văzători. Vă aduceți aminte când Saul era împreună cu slujitorii ca să caute măgărițele care se pierduseră, spune, hai să mergem la văzător. Cine era văzătorul? Samuel. Așa. Noi lui Samuel de obicei spunem proroc și nu văzător. Dar de ce îi spuneau văzător? Pentru că Dumnezeu l-a înzestat cu capacitatea de a vedea mai mult decât văd ceilalți. Balaam este numit văzător și el se descrie și spune, iată ce vorbește Balaam, cel ce are ochii deschiși. Păi, cei din jurul lui erau cu ochii deschiși. Ba da, dar el vedea mai mult decât vedea Balac sau decât vedeau ceilalți de lângă el. Pentru că lui, Domnul era acela care îi deschidea ochii să aibă vedenii divine și să vadă lucruri care sunt de la Dumnezeu. Prorocii sunt numiți oameni ai lui Dumnezeu. Când fiul femeia aceleia care îi făcuse o locuință pentru Elisei, pentru Ilie, când moare, ea îl mustă, zice, omule al lui Dumnezeu, ai venit să îmi răscolești trecutul? Erau oameni al lui Dumnezeu pentru că aduceau un cuvânt de la Dumnezeu. Ezechiel vorbește despre proroci și îi numește veghetori. Cuvântul Domnului a vorbit și îi spune, te pun veghetor peste casa lui Israel. Și rolul era ca să vegheze, ca și un soldat de strajă care vede un pericol, se spune, vine pericolul și uite care este. Și rolul acesta de a veghea, de a fi un mijlocitor între oameni și Dumnezeu. Dar în același timp, uitați-vă la proroci și vedeți că au fost oameni care au fost patrioți, oameni care au iubit poporul lor și au fost puternic ancorați în poporul lor.
Ieremia ar fi putut să ducă o viață mai liniștită și mai bună dacă tăcea din gură. Dar nu putea și a vorbit. Ar fi putut să ducă o viață mai bună dacă se ducea în Babilon când i-a dus și împăratul Babilonului, pentru că știa că Ieremia vorbise și le-a spus nu faceți război cu babilonienii, nu vă aliați cu egiptenii. Împăratul a vrut să-i ofere protecție. Dar el a zis, lasă-mă aici, rămân aici. Au fost patrioți, au fost oameni care și-au iubit poporul. Îți trebuie dragoste ca să spui deschis relele care sunt. Dacă îl mustri pe cineva pentru că face un rău, e un act de dragoste să îl mustri când face răul și un act de indiferență și răutate să nu-i spui nimic. Prorocii au fost oameni care au vorbit în numele lui Dumnezeu și care și-au riscat viața rostind cuvântul pe care Domnul li l-a dat. Ne uităm și vedem în Vechiul Testament o listă foarte lungă și putem începe de la Avram sau chiar dinainte de Avram, de la Enoch, și să ne uităm la o listă lungă de oameni care cărora Dumnezeu le-a vorbit și care au avut un mesaj pentru generația lor. Și este Avram și este Balaam și este David și este Samuel și chiar Saul a fost odată între proroci, Ilie și Elisei și mulți alții și prorocii mari, Isaia și Ieremia, Ezechiel, Daniel, prorocii pe care îi numim proroci mici, pentru că au cărți mai scurte, cum este Osea, Ioel, Amos, Obadia, Zaharia, Maleahi, proroci al căror nume nici nu-l știm, pentru că sunt mulți care au vorbit mânați de Duhul lui Dumnezeu, dar nu știm numele lor. Găsim proroci în Noul Testament. Și nu numai Ioan Botezătorul este un proroc, ci Agab este proroc, Pavel are darul acesta, Petru vorbește și el, chiar și femei. Găsim în Vechiul Testament femei care au avut rolul de proroci. De exemplu, Maria, sora lui Moise, era prorociță. Interesant că Dumnezeu nu este părtinitor și a dat chiar și femeilor darul acesta, dar era exercitat sub autoritatea unui bărbat. Pentru că vă uitați că prorocița Maria era sub autoritatea lui Moise și când odată a zis, da ce, dar numai prin Moise vorbește Domnul, știți ce a pățit? Așa, primi lepră. Și a trebuit să se roage Moise pentru ea ca să fie vindecată. Pe vremea lui Iosia era o prorociță pe nume Hulda. Și Iosia merge și spune, întrebați pe Domnul pentru mine. Am citit cartea legii, ce se va întâmpla acum? Și merge ca să ceară un cuvânt. Ana, fiica lui Fanuel, în Noul Testament este numită prorociță. Fiicele lui Filip, care erau fecioare, sunt numite prorocițe. Și indiferent că erau bărbați sau femei, prorocii sunt oameni cărora Dumnezeu le vorbește și pe care Dumnezeu îi trimite. N-au fost voluntari. Vă uitați la ei și de cele mai multe ori vedeți că ziceau, Doamne, te rog frumos, nu mă trimite. Când Domnul îl cheamă pe Moise și îi spune, du-te la Faraon, Moise zice, nu, găsește pe altul. Când îl cheamă pe Ieremia, Ieremia zice, Doamne, eu sunt un copil, trimite pe altul. N-au fost voluntari sau oameni care să se avânte, să se afișeze pentru ca să primească ei cinstea de proroci. Au fost și din ăștia, dar nu erau proroci ai Domnului. A venit odată la împărat și Ieremia spusese, poporul va ajunge în robie și și-a făcut un jug de lemn. Și a venit un proroc în numele lui și a zis, rup jugul, a zis, așa vorbește Domnul, iată cum voi rupe jugul acesta. Și Ieremia se duce și face alt jug, de fier. Și zice, ai rupt un jug de lemn, voi pune un jug de fier. Sunt oameni care au vorbit de la ei
Dar oamenii care au vorbit la Dumnezeu n-au luat niciodată chemarea de proroc ca un lucru ușor sau ca și ceva ce să le aducă lor slavă personală și să fie ei văzuți ca și cineva. Dimpotrivă, sunt oameni care au ezitat să meargă și au luptat uneori ca să nu fie trimiși, pentru că știau că este o responsabilitate foarte mare. Domnul vorbește prin Moise și îi spune lui Moise, când voi ridica un proroc ca și tine, vei cunoaște că-i proroc de la mine, spune Domnul, prin faptul că ce va spune se va împlini. Dar nu te grăbi să judeci că oricine spune ceva și se împlinește e un proroc de la mine. Fii atent, când spune ceva și nu se împlinește, este un semn clar că a vorbit din îndrăzneală personală și n-a fost de la Domnul. Sunt tare mulți proroci moderni care vorbesc cu îndrăzneală personală și nu vorbesc de la Domnul. Oameni care au făcut tot felul de profeții. Vine Domnul în 1988. Nu, n-a venit în 88. Vine în 89, n-a venit în 89. Vine în 2000. Nu, vine în 2004. Vine în 2023. Vine... Dacă s-ar aplica tratamentul vechi testamental la prorocii care pretind că sunt proroci, s-ar împuțina foarte rapid numărul lor. Pentru că în vechiul așezământ, Dumnezeu a spus, dacă un proroc face o prorocie și nu se împlinește, știi că a vorbit din îndrăzneală și nu-i de la mine, împroașcă-l cu pietre. Cred că s-ar reduce foarte drastic numărul prorocilor dacă s-ar aplica tratamentul acesta. Dar profeții autentici sunt oameni care au fost trimiși de Dumnezeu, oameni care au primit respect din partea ascultătorilor, chiar dacă nu le-a plăcut mesajul. Oamenii știau că Ieremia e proroc, chiar dacă nu le-a plăcut mesajul lui Ieremia. Știau că Ioan Botezătorul e proroc, chiar dacă nu le-a plăcut mesajul lui Ioan. L-au respectat pe Ioan până și Irod. Irod, da? L-a respectat pe Ioan și într-un fel se temea de el. Știa că e omul lui Dumnezeu. Deși până la urmă îi taie capul. Dar i-au primit știind că sunt trimiși ai lui Dumnezeu și i-au tratat cu respect și cu teamă. Profețiile nu sunt de la oameni, ci de la Dumnezeu. Apostolul Petru vorbește în 2 Petru, capitolul 1, și spune că oamenii n-au vorbit de la ei, ci au vorbit de la Dumnezeu, au vorbit mânați de Duhul Sfânt, adică conduși, împinși de Duhul Sfânt ca să vorbească. Profețiile sunt un dar de la Domnul. N-are Dumnezeu obligația să ne facă cunoscut viitorul, nu? N-are nicio obligație în privința asta. Faptul că ne face cunoscut este un dar pe care ni-l dă nouă și este un dar pe care îl dă oamenilor care au chemarea aceasta de a fi profeți. Și în plus, profețiile pot să fie verificate. Când vorbesc oamenii și fac niște profeții din astea a la Jane Dixon pe care le găsești în National Enquirer, fără niciun sens, alea nu-s profeții. Profețiile pe care Domnul le dă sunt profeții care pot să fie verificate. Și vine scriitorul către evrei și spune, Dumnezeu a vorbit în vechime părinților noștri în multe rânduri și multe chipuri prin proroci. Dar, la sfârșitul acestor zile, a vorbit prin Fiul. Și Fiul și prorocii nu sunt la același nivel. Fiul și Moise nu sunt la același nivel. Tot în evrei spune, Moise era slujitor în casă. Fiul este moștenitor. E cu totul altă poziție. Și profeți au fost mulți, dar Hristos este unul singur. El este marele profet. Profeții au avut putere limitată și cunoștințe limitate.
Hristos spune, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Nu numai pe pământ, ci în cer și pe pământ. Profeții au fost la fel ca și noi, supuși greșelilor, oameni păcătoși și imperfecți, dar Domnul Iisus Hristos, Marele Profet, este fără păcat și fără greșeală. Profeții au fost inspirați uneori, nu tot ce au rostit profeții a fost inspirat. Dar când Domnul Iisus vorbește, vorbește întotdeauna inspirat. Profeții n-au înțeles de multe ori chiar mesajul lor. Au spus și au știut că e de la Domnul, dar n-au înțeles toată implicația mesajului. Dar Domnul Iisus cunoaște și a cunoscut totul. Profeții au prevestit viitorul în parte. Domnul Iisus Hristos vorbește despre viitor ca și cel care creează viitorul, ca și cel care controlează viitorul. Profeții au mărturisit despre lumină, dar Domnul Iisus Hristos vine și spune, eu sunt lumina lumii. Profeții au mărturisit despre adevăr, dar Domnul Iisus vine și spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Profeții au trăit o vreme și s-au dus și altcineva le-a luat locul. Era o școală de proroci, da? Pe vremea lui Ilie și Elisei era o școală de proroci. Că trebuia să pregătești pe alții care vin. Domnul Iisus vine și este înălțat în slavă și va reveni și El n-are nevoie de înlocuitor. El este veșnic. De aceea, când la sfârșitul vremurilor Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul, ne-a dat o revelație care depășește tot ce au putut să ne dea prorocii până acum. Prorocii au vorbit despre El și El când vine, vine ca și întruparea prorociilor care au fost făcute. Prorocii au vorbit despre Cel ce avea să vină și El a venit. Și a venit în mijlocul nostru și a venit ca să-L cunoaștem, să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Spune Domnul Iisus, cercetați Scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viața, dar tocmai ele mărturisesc despre mine, spune Domnul Iisus. Și când cercetezi Scripturile și vezi cuvintele prorocilor, toate te îndreaptă spre Domnul Iisus Hristos. Și Enoch l-a văzut venind pe Domnul cu zecile lui de mii de sfinți. Cine este Domnul pe care îl vede Enoch venind? E Domnul Iisus. Și Moise s-a uitat și a anticipat și a dorit să vadă zilele Domnului Iisus și Avram a dorit și el să le vadă și nu le-a văzut. Dar Domnul Iisus când a venit, a venit ca să aducă împlinirea desăvârșită a cuvântului lui Dumnezeu. Perioada aceasta de sărbători. Și vreau să ne luăm timp ca să ne apropiem de Scripturi, pentru că acolo avem cuvânt care dă viață. Scripturile mărturisesc despre Domnul Iisus. Și haideți să ne apropiem ca să cunoaștem Scripturile, să-L cunoaștem pe Domnul. Pentru că atunci când te uiți în Scripturi, vezi cu cât mai mult este înălțat Fiul, nu numai decât prorocii, ci chiar și decât îngerii. Pentru că spune, El este oglindirea slavei lui Dumnezeu, este întipărirea ființei lui Dumnezeu și El este Cel care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui. Așa ceva nu s-a putut spune despre niciun proroc, numai despre Domnul Iisus Hristos. Și de aceea să-i aducem Lui slava și închinarea noastră, pentru că El este înălțat mai presus decât toți, ca să fie Domn al tuturor. Și fie El Domnul vieții noastre în fiecare zi. Amin. Amin. Amin.